Sunt Zoltan Varga și bine v-am găsit la o nouă ediție Povești cu Cântec aici la Cube TV și astăzi l-am invitat alături de mine pe un băiat care vine de la vreo 12.000 de kilometri distanță, așa am calculat eu, din Peru, Fabrizio El Latino, după cum văd pe șapca ta. Bine ai venit! Bine te-am găsit, salut, mulțumesc frumos pentru invitație, mă bucur să fiu aici lângă tine și aici suntem ca să povestim. Spune-ne, bine ai venit și în spaniolă, că dacă totuși vii din Peru. Bienvenido. Ok. Bienvenido. A Cube TV. Bienvenido a Cube TV. Bun, bine, am trecut peste asta. Haideți să vă spun că Fabrizio este în România de 15 ani. Aproape 15 ani. Aproape pe 15 27 ani. Noiembrie fac 15 ani. Ok, în 27 noiembrie. Cum ai ajuns în România? La studii. Am rude aici, care sunt stabilite foarte mult timp și mi-au zis, hai aici în România, faci facultate și dacă îți place cum e aici, poți să rămâi, dacă nu te întorci, dar măcar vezi cum stă treaba pe aici. Și mi-a plăcut. Ce știai de România? Nadia Comăneci, ce știai? Dracula și Nadia Comăneci. Dracula și Nadia Comăneci. Cam atâta, da. Da, ai rude. Ce, rude care sunt de mai mult timp aici? Da. De pe vremea lui Ceaușescu au venit atunci, că atunci se promova foarte mult educație și se dădeau foarte multe burse și am unchii care au venit pe vremuri tot la studii. Dar acum deja vreo 30 ceva, 40 de ani. Ok. Știu că mi-ai povestit mie odată că a fost foarte fain când ai ajuns prima dată în România pe aeroport. Otopeni te-au căutat de droguri. O experiență interesantă, să zic așa, da. Erau convins că am droguri și m-au oprit de când au pus, de când trebuia să pună ștampila pe pașaport. Erau convins, mi-au zis direct, ce droguri ai, că știm că ai. Dai seama, na, eu eram sigur pe mine că știam că nu aduc nimic. Aveam viza care scria foarte clar că vin de studii, dar na, ei cumva cred că asta și jobul lor. Să încerce să pună presiune, să vadă dacă cumva ai ceva de ascuns sau nu. Na, au căutat și în bagaj și tot, dar n-au găsit nimic. Hai să vorbim un pic și de Peru. Peru, ca așa se zice Peru, cu accent pe U. Cum ai învățat tu să cânti? Sau provii dintr-o familie muzicală? Sau? Provin dintr-o familie care foarte mult au încurajat să facem orice fel de artă și să încercăm să dezvoltăm partea asta. Ai mei foarte mult ne-au încurajat pe mine și pe frații mei să facem orice fel, fie arte marțiale, fie muzică, orice sport, numai na, să ne ținem de treaba asta și na, să nu intrăm în alte domenii, să zic așa. Și tu te-ai apucat de muzică, știu că mi-ai zis că de la fin? Început când te-ai rock, Green Day Offspring. Da, făceam de toate. Copil fiind, dai seama că și pe vremea aia foarte mult eram influențat, fiind America Latină, eram influențat de Statele Unite. Și atunci tot ce ajungea la noi din MTV era din America. Blink, 182, Limp Bizkit, Offspring, Guns N' Roses. Și acolo am început. Deci erai rocker, să zic așa. Oarecum. Și heavy metal și asta. Ulterior, na, ne-am reprofilat cumva. Tu cânti la percuție. La tobe și la percuție. La tobe și percuție. Da. N-ai cântat la nimic altceva? Ba da, și la chitară bas, dar na, nu n-am dezvoltat așa de mult în zona asta cum am făcut la percuție. M-am focusat foarte mult pe percuție. Ok, și când ai venit în România, cu 15 ani în urmă, cum ai luat contact cu muzica de aici? Adică te gândeai că o să faci muzică aici sau te gândeai la ce facultate ai venit? Electronica și telecomunicații. Sunt inginer la bază. Mă gândeam că o să încerc cumva, nu știam că pot să fac la nivelul la care am ajuns, adică să fie na, prin firma, să fie la un nivel serios, să fie na, ca la carte, dar mă gândeam că o să încerc, măcar așa ca hobby, să mai cânt la tobe, poate o formație, ceva, sau o trupă for fun, dar am văzut că în România se poate dezvolta foarte mult și zona asta cu muzica la un nivel chiar foarte serios. La început cu cine ai cântat? Știu că cântai cu Munir, cu erau mai mulți străini atunci în Timișoara și era o gașcă de... Da, m-a contactat el, a fost la început de tot, am avut o colaborare scurtă cu el și cu alte proiecte, am fost și cu Box Office la un moment dat, alte colaborări muzicale cu alte trupe din Timișoara și ulterior mi-am făcut și eu formula mea, am încercat mai multe genuri muzicale, până la urmă m-am axat pe muzica pentru evenimente private.
Salsa, zi-mi un pic de salsa. Știu că ai avut și... Sau de fapt, hai să te întreb, ce cânti tu? Ce genuri muzicale? Da, sau de, dacă de zic Fabrizio. Și ce cânti tu, Fabrizio? Poți să-mi cânti am... și ceva populară? Da. Românească? O sârbă. Sârbă? Da. Ok. Ideea e că eu am două proiecte muzicale. Un proiect în care eu sunt artist live acting percussion, adică mă duc singur cu percuție împreună cu colegii DJ și acolo performez live împreună cu ei pe aproape orice gen muzical, de la latino sau muzica disco până la muzică sârbească sau house sau techno. Acolo nu prea contează că e muzica de petrecere și putem intra. În schimb, cu trupa, proiectul meu se numește Trupa Versus, mergem pe evenimente private și acolo performăm live, acolo sunt la tobe, nu la percuție și facem cam ce se cere foarte mult la evenimente private. Muzică ușoară românească, grecească, italianească, muzică în limba engleză, deci cam de toate. Balcanică foarte mult, nu. Combinam toate genul muzicale, încercam să le îmbinăm, nu. Rock, rock and roll, twist, pop, reggae, deci încercam să combinăm toate genurile muzicale. Avem un playlist destul de diversificat. Cum ai învățat să vorbești așa de bine în românești? După 15 ani ar fi culmea să nu... Păi eu să cunosc alții care stau de 15 ani și nu vorbesc atât de bine. La început, când am venit la facultate, m-am înscris direct la electronica și telecomunicații în limba engleză. Pentru că fiindcă eu eram la studii cu plată, însemna un an în plus și de plata, dar și ca și timp pe care cumva îl pierdeam. Și atunci am intrat direct la Politehnica Internațională, în care făceam toată facultatea în limba engleză. Dar, în paralel, am luat niște cursuri cu o profesoară care avea foarte multă experiență cu studenți străini. De fapt, ea a fost profesoara unchiului meu acum cu 30 de ani în urmă, când a venit el aici în România. Deci a fost și... în gașcă. Da, păi ea a fost profesoara familiei, să zic așa. Am fost vreo 5-6 care am învățat cu ea și, na, fiindcă știa foarte bine cum trebuie să fie... predată limba română pentru străini, mi-a fost foarte ușor. Plus că asemăna foarte mult cu spaniola. Și dacă faci un curs cu gramatică așa, e foarte ușor să înveți. Na, dacă înveți doar așa vorbind pe stradă, e mult mai greu. Na, multe greșeli și asta. Dar dacă faci un curs cu gramatică ca la carte așa, atunci e destul de ușor de învățat. Pentru că sunt foarte asemănătoare. Spune-mi și acum 4 ani ai devenit și cetățean român. Aproximativ, da, acum vreo 3-4 ani. În 2020. Da, exact, da, 4 ani deja. 2020, 4 ani deja. Da. Totul e scris, e documentat, nu poți să zici că... Așa este. De ce ai vrut să fii și cetățean român? Mi-am dorit foarte mult să devin cetățean român. Consider că de când am... Bine, la început când am venit, scopul meu era... studii, să vin la studii, să văd... Nu știai dacă rămâi sau nu știam. Rămâi. Aveam oarecum o convingere că aș vrea să rămân dacă tot e în regulă, dar na, nu aveam de unde să știu. Cum a trecut timpul și felul în care m-am adaptat în societate și cum am văzut că sunt primit, cum sunt văzut de către alții, ușor, ușor m-a făcut să mă îndrăgostesc de țara asta. De fapt, multă lume când vorbește cu mine și mă întreabă cu mine, și eu zic că... O să zic în spaniolă, că toată lumea mă întreabă așa. Eu soy... peruano de corazón, no, peruano de sangre y rumano de corazón. Deci, adică, român de inima, dar peruan de sânge. M-am adaptat foarte bine și aia a fost cumva dorința mea de la bun început. Aș vrea să și rămân aici și, na, chiar dacă n-aveam cetățenie în 2019-2018, eu deja oricum mă simțeam ca fiind român. Și atunci era o chestie doar de, na... ceva interviu, ceva acte de făcut. Cum a fost la examen? Știu că mi-ai povestit atunci că ți-au pus niște întrebări de sau cum e examenul de cetățenie română? Da, nu e nici foarte greu, dar nici ușor. Trebuie să înveți destul de mult, ai 4 subiecte în mare, istorie, geografie, cultură și civilizație și Constituție. Ale Constituției sunt mai grele. Da. Și, na, trebuie să, na, ai, nu știu, vreo 120 de subiecte la fiecare materie în parte, na, și random scoți niște numere și întrebare care pică, aia, deci trebuie să le știi cam pe toate. Și apoi, na, îți dictează ceva să dovedești că știi să scrii, te pune să citești un text ca să dovedești că știi să citești și, na, să vorbești corect, și apoi te pune să cânti imnul. După ce treci
toate astea, na, îți dau răspunsul după un timp și mai trebuie să mergi o dată să depui jurământul cu mână pe Biblie. Deci n-ai avut emoții când ai... Un pic, dar na, eram deja de vreo, nu știu, 10-12 ani aici, deja știam foarte bine multe chestii despre România, învățasem foarte multe oricum și na, eram deja adaptat în societate, deci nu prea aveau cum să nu... Nu prea aveam cum să nu trec, pentru că eram, da, pentru că eram deja român de înainte. Ai știut și imnul? L-am învățat atunci. Nu știam capcoala, că sunt 11 strofe și tu trebuie să știi vreo 4 sunt alea principale și na, am tocit. Da. Am tocit. Hai să te întreb acum că ai venit aici în studio cu niște jucării. Da. Spune-mi și mie ce jucării ai. Alea știu că-s bongos, sau? Astea hai să vedem cum sună. Se numesc bongos. Așa. Provin din America Latina, America Centrală. Așa. Se folosesc foarte mult la... Și astea de aici cum se numesc? Astea ce sunt? Astea sunt jucării. Nu, primite da. De la... Da. Ce zic, de la fani. De la fani. Ok, hai să vedem, cântă-ne ceva, hai să... Ceva latin poți să cânt pe asta. Peru. Păi, ce se ascultă foarte mult și în Peru e muzica pe care o tot ascultam în toată America Latina. Muzica salsa. Sau merengue. Sau mai nou, ce este mod acum și prinde foarte bine în România, este bachata. E muzica sensuală. No. Asta prinde acum în România, în bachata? Da, foarte mult. De ce? Foarte mult. Versurile nu pe reggaeton. Care... Și reggaeton, dar și bachata foarte mult am văzut că prinde. E muzica mai... romantica, senzuală, na, îți permite să îți exprimi prin mișcare și prin versuri și atunci am văzut că na, prinde foarte bine aici în România, bachata. Bachata, salsa, kizomba, iarăși ceva din Franța, cred, dacă nu mă înșel, din Franța provine și tot așa, are, na, prinde foarte bine aici. Chiar am văzut că are succes aici în România. Jucării. Hai să zici ce-i cu jucăria asta, că te-am întrebat că avem aici steagul... Da, asta e steagul... Steagul din Peru. Din Peru. Da. Roșu, alb-roșu. Ești, adică, îți place să umbli cu steagul sau... Depinde, de la caz la caz, dar îți dai seama că sunt mândru că e țara mea și... Bun, aici nu e steagul lui Peru. Nu, asta... Zi-mi tot ce-i cu jucăria asta. Asta e brandul, instrumentul ăsta se numește maracas. Da, nu? Se folosește foarte mult la muzica salsa, de exemplu. Da, din păcate, brandul pe care îl folosesc eu este Latin Percussion, LP. Și nu au cu steagul din Peru, au cu steagul din Puerto Rico. Nu contează, era doar o glumă. Da, dar, din păcate, da. Nu mi-ar fi plăcut să am, poate fac ceva personalizat. Dar na, tot din America Latina provine, ca și mine. Și asta se numesc shakere. Shaker, nu de bar. Nu, că și la bar sunt shakere, dar nu știu. Cam așa pot să-l folosesc. Okay. Tot așa, face niște sunete foarte mult în la muzica latină. Mm-hmm. No. Și asta tot așa, le folosesc foarte mult când merg să cânt undeva. Mă folosesc și eu de ele și fac, implic foarte mult și invitații, oameni să fie acolo alături de mine, îi dau să participe cu mine, îi chem alături de mine, să cânte împreună cu mine la percuție. Deci, na, încerc să, na, să-i fac să participe. Apropo de percuție, tu de unde ai învățat? Ești autodidact sau...? Când am fost mic, la vârstă de 4-5 ani, am început cu profesori. Cu profesorul care veneau la noi acasă și ne învățau. Evident, muzică de dincolo, muzică de origine afro-peruană, deci na, era alt gen care cumva era ce se consuma dincolo, să zic așa. Uh-huh. Ulterior, fiind aici, mai mult autodidact, cumva am intrat în zona de ritmuri, salsa, merengue, bachata, cumbia, ce vedeam că se poate folosi aici și poate să prindă. Că practic eu ceea ce fac e să folosesc ritmurile din America Latină, numai că la un BPM, le adaptezi, da, la un BPM mult mai ridicat în funcție de colegii DJ.
Na, ei pun muzica de obicei la 120-124 și eu pur și simplu mă adaptez la viteza aia, să zic așa. Dar na, eu ce fac e la baza tot ritmuri latine. Și cum e asta cu DJ? Că știu asta că mulți, adică sunt unii instrumentiști care zic că bă, nu pot, că DJ aia nu fac nimic, aia nu e muzică. E adevărat, cum, nu e neapărat așa. Mie se pare și e de apreciat la colegii DJ, tu ești unul dintre ei. Nu e tocmai ușor, în primul rând să știi cum să combin muzica, cum să îmbin muzica, cum cel mai greu, eu de exemplu nu îs la nivelul ăla în care poți să citești oameni. Uh-huh. Să știi, acum ba, ar trebui să... Cred că și tu citești oamenii, dacă faci evenimente private... Așa este, dar când e vorba de exemplu de pus muzica ori între și să știi, bă, ar trebui să ies din zona asta, să intru în zona asta, eu știu, uh-huh. Să ies din hip-hop, să intru în reggaeton, sau eu știu. Na, acolo trebuie deja să citești oameni, trebuie să simți. Na, asta mi se pare destul de greuț, adică asta vine foarte mult cu experiența și apreciez treaba asta de la colegii DJ care au ajuns la punctuală în care deja știu ce să-i dă și când să-i dai la oameni. Ai avut colaborare și cu câteva melodii, știu, cu Sean Orvis. Adică ai apărut pe albumul lui. Da, am avut o colaborare și cu el, am făcut niște piese împreună, chiar una dintre ele. Am avut surpriza foarte plăcută că a fost nominalizat acum 3 ani la un Grammy Music Awards. Uh-huh. A fost o surpriză extraordinar de plăcută. Na, și ne bucurăm de asta, ne mândrim cu asta. Ai spus că o să vorbim și de activitatea ta la evenimente private, dar nu-ți dorești să ai tu o formație a ta, să te duci să cânti piesele tale, să fii artist? Am înțeles, ar fi următorul nivel. În momentul de față am deja o formație, într-adevăr, noi performăm cu muzica cover-uri, ne-am focusat foarte mult pe partea asta, nu zicem nu la a intra la studio sau a face poate partea asta de de a compune muzica proprie. Numai că pentru asta trebuie să dedici timp pentru asta, că nu e simplu să faci o piesă, să fie o piesă bine făcută, trebuie să dedici mult timp. În momentul de față nu prea am apucat. Am zis și eu că vreau să mă bag eu singur pe partea de producție. Bineînțeles, cu foarte multă influență de ritmuri latine. Dar mie ce îmi place foarte mult la nivelul personal și ca artist, muzica afro. Afro house. Și dacă aș face ceva, aș intra în direcția aia. Dar am zis că da, la un moment dat probabil că vom face. În momentul de față suntem foarte prinși că suntem și în sezon, că avem foarte multe evenimente și e greu să dedicăm timp și la treaba Bine, asta. Bine, hai să vorbim, hai să te întreb, zi-mi în câteva cuvinte, prezintă membrii formației și zic ceva, un pic de fiecare. X îi place să bea suc. Y întârzie la spectacole. Ok. Eu sunt managerul trupei, Fabrizio, sunt managerul trupei. Deci începem cu tine. Da. Tu întârzi la spectacol? Nu. Niciodată. Acum ai zis așa, ca un neamț german. Să fiu sincer, sunt foarte... Punctual. Punctual, foarte exigent, pun mare accent pe seriozitate la ceea ce fac, atât singur cât și cu trupa mea și cu băieții mei. De fier? Cam da. Cam da. O să se audă asta, bun. Bine. Cine mă știe, de știe că sunt așa. Am avut și probleme din cauza asta, dar în același timp am avut până acum numai evenimente reușite. Fabrizio, mano de fier. Mano de fierro. Exact. Da. Bun, cu ceilalți. Colegul cu care conducem echipa se numește Marian Crișan. El este solist vocal, e la voce. Suntem prieteni și colaboratori de foarte mult timp. Cu el am avut și proiecte de muzică latino, cu el am avut proiecte de muzică salsa. Deci de aproape 10 ani deja colaborăm și de-aia am hotărât să continuăm colaborarea asta împreună pentru trupa Versus. Colega care este la voce, că am doi soliști, băiat și fată, colega de la voce se numește Isabela Tot. La fel, ea e foarte implicată, e foarte versatilă, cântă cam orice gen muzical, pentru că la noi în playlist mai ales cântăm foarte multe limbi. Muzică grecească, sârbească, italienească, deci na. Ungurească. Dacă o cheamă Izabela... Da, dar n-am intrat încă în zona asta, dar o să intram, că am avut multe cereri. Am avut multe cereri și va trebui să intrăm deci, în zona asta. E o idee. Da, ea vreau știe. Copyright pe asta. Ea știe. Gata. O să ai drepturi acolo. Bun.
La chitara principală este colegul Alexandru Matasa, foarte bun, el s-a alăturat echipei anul ăsta, am început cu el și acum lucrăm foarte mult împreună, dezvoltam foarte mult și partea tehnică. În momentul de față, că, na, având în vedere că se pricepe foarte bine, încercam să, na, să dezvoltăm și partea asta. La bază îl avem pe Patrick, foarte talentat, cântă la foarte multe instrumente și el s-a alăturat la noi anul ăsta, la fel, a venit cu aportul lui. Și la clapă un coleg extraordinar de talentat, Cristian Opriciu, cred că se pronunță corect, foarte talentat băiatul. Îmi place foarte mult să bea suc. Bun, asta era ideea cu sucul, nu trebuie să iei mult. Am zis și eu. Ai zis tu. Între ghilimele. Bun, hai să te întreb, care e repertoriul vostru la nuntă? Adică la evenimente private. Cântați, ai zis că aveți un playlist divers. Da. Asta înseamnă că aveți și manele? Avem programe adiționale. Playlistul de bază este făcut de piese comerciale, internaționale, muzică ușoară românească, rock and roll. Zi-mi câteva exemple de românească. Eu știu, piese de la Dan Spătaru, okay. Drumurile noastre, Ionel, Ioane, Căsuța noastră, deci okay. le-am cu, și cu muzica voastră. A noastră, de fapt. A noastră, a noastră. Da. Apoi muzică balcanică, muzică sârbească, Place Zemnă, Cojongoru, piese care știm că au succes aici în zona, muzică grecească, na. Italianească, Maria, Sărea Pachetea. Riche, poveri din astea, prinde. Evergreen-uri. Prinde, da? prinde. Și cine dorește și vrea să contracteze, avem și un program de muzică populară, live și un program de muzică manele live, la fel. La cerere, cine vrea să contracteze un program adițional, deci la cerere când și manele. Da. Ok. Până la urmă este muzică. Este muzică? Orice gen muzical. Eu știu, aici o să intrăm un pic în zona asta de, cumva, de batere. Nu, dar, nu e dezbatere, eu te întreb. Da, din punctul meu de vedere, orice muzică. Unii zic că reggaeton e muzică, că cum a fost făcută. Nu, orice gen muzical e muzică. Noi cântăm absolut orice gen muzical și îl facem cu plăcere, pentru că, na, în urmă, pentru mine, atât timp cât faci muzică, faci ceea ce îți place. Nu contează genul muzical. Cât timp acordați repetițiilor? Sau cum se întâmplă? Adică, stai să înțeleg, aveți un playlist de, nu știu, 100 de melodii. Cam așa. Gen. Cam ok, așa. Tina Turner, de toate, The cum Best, e, da. Kings of Leon, Sex on Fire, bănuiesc, exact. Că din astea. Avem și din astea, evident. Și din astea, da. Vama sau, mă rog. Da, avem de toate. Categoric, aveți de toate. Dar dacă eu vin și zic că vreau, nu știu, vreau să-mi cânt ceva unguresc, Locomotiv GT, Omega, nu știu, ce, veți piesa aia pentru mine sau nu? Depinde, dacă este... Depinde ce... de cât dau. Nu se pune problema de bani, la noi este strict pentru prestație. Să nu zici că cântați pe gratis. Nu pe gratis, dar în ideea în care noi cumva facem contractul pe prestație, nu am pe înțeles, piese, da. Sau pe numere, piese sau pe dedicații, nu. Da. Ideea e că dacă ni se anunță din timp și neapărat eu dorim să facem o piesă, două nume și știm din timp asta, avem timp să le pregătim. Dacă este în timpul sezonului și ne se cere pentru o nuntă pe care o avem în două săptămâni, cam greu. Uh-huh. Pentru că dacă stai un pic să te gândești, avem două, trei evenimente per weekend și dacă fiecare mire ar cere o piesă sau două per nuntă, îți dai seama că ar fi imposibil. Ar trebui să avem 500 de piese pregătite în sezon ca să le acoperim pe toate. Deci nu putem să facem nici la comandă. Dar dacă se anunța din timp, câteva luni înainte sau înainte să înceapă sezonul, putem să le pregătim. De-aia zic, na. Și evident, na, cu măsura, una, două piese, nu putem să facem 15 piese per eveniment. Ai spus că te-ai îndrăgostit de România și de faptul că ai fost primit cu brațele deschise. Chiar n-ai avut nicio problemă din punctul ăsta de vedere? Până acum nu. Până acum nu. Am fost bine primit. Consider că românii, în general, sunt oameni foarte primitori. Adică nu... Toată lumea când vorbesc cu ei, când au aflat că sunt din Peru, din America Latina, wow, hai aici, stai cu noi, nu știu ce, deci tot timpul a fost, eu cel puțin nu am avut probleme de genul, nu consider că ar fi o țară xenofobică sau ceva de genul, nici pe departe, din contră, chiar sunt oameni foarte primitori, de-aia m-am și adaptat foarte bine, pentru că chiar seamănă foarte mult ca și cultură, ca și felul de a fi cu oameni din America Latina, din Peru, că și noi suntem
cam la fel. Ce nu-ți place în România? Știu ce nu-mi place? Place? Ziceai mai de mult că nu-ți place că nu găsești fructe. Nu știu ce da, fructe... La mâncare, într-adevăr, e un pic mai limitat aici, față de dincolo. Na, okay, e de înțeles. Ce fructe nu găsești aici? Să zic păi, unde să te duci să le cauți. Păi glumesc, nu știu. Nici nu cred că le cunoaște. Să gândeam că sunt anumite lucuma care nu există aici... Tamarindo, albaricoc cred că este, dar lucuma nu există aici, de exemplu. Sau chiar și din fructe pe care le știți, de exemplu mango, nu găsești pe ală adevărat, știi? Noi avem vreo 3-4 varietăți, ale nu se găsesc aici, că nu, e imposibil să crească aici, în zona asta. Na. Okay. La fel, numai la cartofi, noi avem vreo 3000 de varietăți. Imposibil să le găsești aici, de-aia zic. Na. Dar okay. Ce, bun, și ce nu-ți mai place? Vremea, e greu cu vremea. Vremea. Iarna nu-mi place, nu sunt mare fan... al iernii, nu-mi plac să pe zile alea atât de mari sau să merg la schi și în asta, nu-s fan. Mie îmi place vara. Eu sunt cu vara, cu plaja, îmi place foarte mult. Na, recunosc că să nu exagerăm cu căldurile astea de 40 plus. Dar, da, clar, okay. Nu, clar nu. Dar vara îmi place mai mult. Da, că eu de acolo vin, de lângă, stăteam pe lângă ocean. Deci vara e pentru mine sezonul potrivit. Dar clar, ți-am zis, să nu exagerăm, că și aici în România deja se exagerează cu vara. Și cu muzica românească, cum ai luat contact? Că spui că aveți în repertoriu și ai zis Dan Spătaru și da, muzică... Evergreen-uri. Ai început să asculți muzica românească după ce ai venit aici? Clar, sau... clar. După ce am venit aici, după ce am început să particip la evenimente private, mergeam la nunți, mergeam la botezuri, ascultai o piesă odată, ascultai la un alt eveniment, deci ușor îți intră în cap. Da, recunosc că la început nu-mi plăcea, nici muzica populară nu-mi plăcea, recunosc. Dar ușor ascultai de atât. Asta cumva e până la urmă fenomenul, că și o piesă, tu poți să asculti o piesă X care nu-ți place. Pot să dau un exemplu ce se întâmplă la mine. Cu Dansa cu Duro, când am auzit-o prima dată, nu mi-a plăcut deloc. Dansa cu Duro. Mega hit. Da. Ai auzit-o de 2 ori, de 3 ori, de 4, 5, de 10 ori, deja ți s-a băgat în cap, că e fenomenul ăsta, știi, la radio asta se întâmplă. La fel, când am început să ascult de mai multe ori, încep să ascult și versuri, una alta și începe să intre și după aia nu-ți mai displace. Și din muzica contra. Populară românească, cum te descurci? Ai zis că la cerere cânti și muzica populară da, românească. Da, am muncit mult pentru asta, ca să reușim să facem un program să fie complet. Cât se poate de autentic. Da, și cât se poate de autentic. Nu aveți muzică clasică, de exemplu. Avem, să știi că nu aș numi clasică, dar avem un program care se numește Cafe Concert, care este muzică acustică live. Și muzică jazz, Latin jazz, bossa nova, deci de ascultat la primele invitațiilor, ni se cere foarte mult la cununie civilă sau la primele invitațiilor că e muzică faină, bossa nova, jazz na, e foarte chic se cere te-am întrebat cât timp acordați repetițiilor? Până începe sezonul ne întâlnim de 2 ore pe săptămână vreo 3 ore fiecare repetiție aproximativ da. Foarte strict da. Trebuie să fim acolo la sala, să pregătim totul pentru sezon, să fie totul în regulă. Că tot timpul mai și reîmprospătăm și playlist-ul, schimbam piese, colaje care ni s-a părut că poate nu au prins foarte bine. Ok, hai să schimbăm. Dar de ce schimbați playlist-ul? Nu că practic schimb... acum, dacă e să fiu rău, voi mergeți la... Cântați întotdeauna la alți oameni. Poți să cânti același lucru. Tocmai de aia, că tu cânti la alți oameni și nu tot timpul ai același public. Nu tot timpul ai oameni care o să fie doritor, de exemplu, de rock. Și atunci trebuie să scoți partea rock, trebuie să ai alte colaje, să intri în alte zone, nu știu, mai balcanic. Sau poate sunt unii care nu vor muzica macedonească. Și atunci trebuie să intri în altă zonă, mai rock. Și de-aia zic, tocmai de-aia trebuie să avem mai multe posibilități. Na. Și de-aia lucram foarte mult și încercam să avem chiar noi, oarecum că asta a fost planul meu, să avem un pic gândirea DJ-ului. Că ce face DJ-ul? Un DJ bun nu vine cu playlist-ul făcut. Ăla pe loc. Corect. Vede, bun, am văzut publicul. Citește lumea, cum ziceai tu. L-am citit, aici nu o să meargă să intre în zona de rock. Atunci te orientezi în altă zonă. Na, tot cam aceeași gândire am încercat să folosesc eu și zic, nu, trebuie să avem mai multe variante și eu am un microfon intern cu care comunic cu ai mei în timp ce cântăm live și îi dau indicații. Vedeți că nu intrăm în colajul X, intrăm în colajul Y. Pe parcurs? Da. Pe parcursul reprizei. Am înțeles, asta coordonez eu. Ca să încercăm să fim cât se poate și de eficient, să zic așa.
Că nu poți să mergi cu un playlist făcut și gata, trebuie să meargă. Care a fost cel mai de succes eveniment pe care l-ați avut? Am avut multe. Din fericire am avut multe în care cap, coada, a mers totul bine, lumea s-a distrat aproape de la început. A fost super ok, lumea foarte mulțumită, mirii foarte mulțumiți. Eu merg pe o ideologie, să zic așa, și tot timpul când discut cu mirii, după ce deja am semnat, deci, bă, treaba la mine e în felul următor, că eu așa văd lucrurile, eu așa încerc să văd lucrurile ca și manager. Voi, pentru mine, până în ziua de înainte evenimentului, sunteți clienții mei. În ziua evenimentului sunteți șefii noștri, că noi am venit să prestăm pentru voi. Și după eveniment... Șeful e nașul, nu? Nașul mare. Și după eveniment deveniți prietenii noștri. Și așa și-a fost până acum. Eu chiar am rămas prieten cu absolut toți clienți miri cu care am contractat până acum. Chiar am rămas în relații foarte bune, pentru că omul apreciază când îți dai silință să faci tot ce poți, tot ce este în putința ta, ca să aibă un eveniment reușit, așa cum și-a dorit. Da. Asta e cumva gândirea mea și asta o aplic. Și până acum a fost super ok. Evenimente reușite am avut multe până acum. Chiar am avut multe în care mirii au fost foarte mulțumiți cap-coada. Nu au fost momente în care, nu știu, repriza asta nu a prins, nu a fost ok. Nu. Chiar am avut destul de multe evenimente în care au fost mulțumiți de tot. Și asta... aveți în programul vostru, aveți interludii, adică vorbiți între piese, aveți show ăsta, da, entertainment? Da, dar puțin, pentru că noi facem pe listă atât de dinamic, lucrăm foarte mult și pe colaje și chiar dacă între colaje încerc să nu las niciun fel de timp mort. Uh-huh. Că să nu se răcească, dacă ai prins lumea, să continui, nu se oprește partea ritmică deloc, continuăm, că până la urmă că principiul DJ-ului, la fel. Cum se desfășoară o nuntă în România și cum se desfășoară o nuntă în Peru? M-am întrebat de multe ori. Diferență. Este un pic. În România, într-adevăr, se pune accent și pe muzica live, dar merge și cu muzica, de exemplu, mixată de DJ. Da. Poți să faci. Mai ales dacă sunt evenimente mai mici, mai restrânse. În Peru se pune mare accent pe muzica live. Deci nu vreau să ai evenimente private fără muzica live. Și acolo muzica live cu orchestre, cu trupe mari. Deci încă, na, fiind, noi cum folosim foarte mult, ascultam și consumam foarte mult muzica latino, acolo e cu tot altceva. Patru la percuție, adică orchestra de muzică latină. Da, chiar și mai mult. 3-4 okay. Soliști, 4 la percuție, suflator, vreo 4-5 oameni. Deci dacă ai cântat în Peru, ar trebui să-ți faci mai mulți oameni. Cu siguranță. În echipă. Cel puțin 15. Acolo e cu tot altceva. E alta piață. Și atunci, na, se pune mare accent pe muzica live. Alta diferență foarte mare pe care am sesizat-o, să zic așa, și asta am văzut când am fost la nunta fratelui meu, când m-am întors în 2019, pentru prima dată în Peru. Așa. Mâncarea. Eu am uitat, adică cât am fost în Peru, am fost mic, nu prea am participat pe la nunți și m-am dus, mă duc la nuntă, o fi ca și în România. Eu aveam impresia de aici. Și atunci când am ajuns acolo, am realizat că era un singur fel de mâncare și atât. Și am zis, nu, singur. Da. Și am zis, scos banii din plic. Nu. Dar am zis, nu mănânc acum. Mai târziu nu mai era nimic. Obișnuit în România cu vreo 5-6 feluri de mâncare, da. Am zis, bă, am rămas flămând. Dar na, experiența. Și apoi muzica toată noapte, muzica live toată noapte, orchestra care cântă chiar de când începe de la 8 seara și stau până la 4-5 și dimineața. Și cântă, nu ai muzică americană? În mare muzica latino, mare muzica latino, da, pentru că avem și foarte mare varietate, mult mai mult față de ce ajunge aici. De-aia zic, avem foarte mare varietate de muzica latino și atunci, na, poți. Și ai zis că ai fost acum 5 ani sau când în 2019. Peru? De prima dată, de când... Da, eu am venit în 2009, da. Și în fiecare an ziceam, la anul mă duc și au trecut 10 ani. Până când fratele meu mi-a zis, vezi că fac nuntă, trebuie să vii. Probabil că dacă... Și n-ai cântat la nunta lui? Ba da, am cântat câteva piese cu orchestra okay. De acolo, așa ca un moment și asta, dar nu, clar, nu m-am dus să muncesc și acolo. Și cum a fost să revezi plajele natale? Da, chiar a fost un sentiment foarte și puternic și, și plăcut, că na, îți dai seama, după 10 ani aveam rude pe care noi, și aveam și prieteni pe care nu am văzut de chiar de 15 ani. Că eu sunt din zona de nord și noi ne-am mutat în Lima, în capitală. Deci aveam prieteni cu care nu m-am întâlnit de mai mult timp.
Eu din Lima am venit direct aici, nu m-am mai întors la nord să mă văd cu prieteni din copilărie și asta. Și atunci, na, îți dai seama, după 10 ani, na. De atunci mi-am promis și am zis că încerc să merg mai des și așa am și făcut. M-am dus acum 2 ani, mă duc acum la sfârșitul anului, o dată la 2 ani, fiindcă sunt și corporatist, trebuie să țin cont și de concediu. Și atunci încerc să adun concediu și odată la 2 ani mă duc la un concediu mai lung și stau acasă. Apropo de corporatist, că am scris eu odată că ziua corporatist, noaptea solist, noaptea muzician. Da. Cum se împacă chestia asta? Adică ești corporatist, adică lucrii, ok, nu contează, ai un job, lucrii... Da, full time, de luni până vineri. Ceea ce înseamnă că nu poți pleca dacă ai un concert joia, poți pleca de la job? Dacă e în zona. Nu neapărat de la job, dar nici nu solicită să pleci de la job, că de obicei toate pregătirile încep după masă. Nu, și dacă ar fi joi, încep după masă, încep după 4-5. Când, de obicei, de exemplu, dacă am un eveniment, să zicem, nu prea, ideea că fiindcă am și în paralel viața asta de corporație, să zic așa, mi-a plăcut cum ai zis corporatist, așa, ți-ai zis corporatist, e un lucru rău sau un lucru bun? Pentru mine un lucru bun, na, okay. Unii zic că corporatiști, corporatriști și asta, eu nu am ce să comentez, eu sunt mulțumit și, na, și mulțumit de ceea ce fac, îmi place ceea ce fac și acolo. Mulțumit de ce îmi permite să obțin fiind corporatist. Financiar. Nu pot să mă plâng. Deci când a fost pandemie, dacă nu eram corporatist, era greu. Da. E adevărul, până la urmă, ne-a lovit pe toți care suntem în industria asta cu Horeca și cu muzică. E clar. De ce El Latino? Știu că, stai un pic, numele tău, ai 4 nume. Două prenume, două nume de familie. De ce ai 4? Așa e... Așa e în America Latină. Noi... Deci mai zi-mi o dată numele tău complet. Prenumele este Fabricio Martin. Da. Și numele familie este Alva Delgado. Alva Delgado. Da. La noi se preia primul nume de la tata și primul nume de la mama. Okay. Deci Alva e numele familiei al tatălui și Delgado e primul nume familiei al mamei. Ok. Și atunci, așa e, cum faceți voi cu numele tatălui? Na, noi preluăm și de la mama și atunci da. Adaugă. Okay. Și atunci, bun. De-aia la noi tot timpul, poate să fie 1, 2, 3 prenume, dar numele familiei tot timpul sunt 2. Două. Da. Și El Latino, de unde ți-a venit ideea? Când am început colaborările astea aici în România, încă eram la facultate în ultimul an, dacă nu mă înșel, și umblând prin cluburi și asta, când au văzut că sunt din America Latina, ce fac cu percuție și așa, țin minte că un patron de club mi-a zis, a, tu ești latino, tot zicea, și de acolo a rămas, unde e Fabricio? Fabricio Latino, și acolo s-a făcut legătură și a rămas ca și Fabricio Latino și, na, e ca un fel de brand acum. A devenit, păi, un brand, că ai deja și șapcă și... Am, urmează să vă scos și o linie de produse, da. De produse. Da. Ai avut vreodată vreun eveniment la care ai dat greș? Se întâmplă, s-a întâmplat. Uite, ești minte puținii care recunosc. De obicei lumea zice că eu mă duc acolo unde lumea mă știe. Deci ai dat și greș. Da, stai o secundă, hai să definim greș. Că n-ai avut succes față de publicul sau că ai făcut ceva și nu greș ai... Greș la care ai simțit tu că nu te-ai ridicat la nivelul așteptărilor. Din diferite motive se poate întâmpla că s-a greșit față de clientul și nu ți-ai făcut treaba cum trebuie sau n-ai respectat tot ce trebuie. S-a greșit? Ce înseamnă greșit? Că ai greșit, nu știu, un acord? Asta se întâmplă tot timpul, e ceva normal. Da, și lumea nu se sizează că tu lumea ai... Lumea nu s-a judece. Ai intrat în contratimp. Nu contează. Da, nu te-ai oprit, ai continuat, numai voi a simțit, e ok. Na, da. Nu contează. Greșelile astea se întâmplă tot timpul și la și la case mari, mai mari. Da, cu siguranță. Nu, mă referam că că nu s-a organizat cum trebuie, că cineva din echipa poate la un moment dat a ajuns mai târziu, chestiile astea care se pot întâmpla. Na, și că manager îți asumi tu și tu răspunzi până la urmă, că asta e ceea ce fac eu. Îmi asum, mă duc și discut și eu sunt cel care
primește tot acolo. Tu primești și plicul, dar tu primești și... Și dacă sunt plângeri, tot eu le încasez. Da. Na, la asta mă refeream. Iar față de public, adică ce ai făcut treaba, n-ai avut succes, zic așa, se întâmplă și asta. Adică, categoric, și la aștia mari se întâmplă, că poți să organizezi tot ce vrei tu, să faci tot ce poți și pur și simplu să, na, publicul să nu fie, să nu fie pregătit pentru așa ceva, să n-aibă chef de așa ceva în momentul respectiv, nu e publicul tău, se poate întâmpla orice. Deci asta se întâmplă. Tu îți faci treabă la fel de bine, mai mult nu poți să faci. Ca nici nu poți să faci ca la circ și numai să atragi atenție. Bine, ai putea face ca la circ, ai din astea. Poți să... Da, dar nu faci. Nu faci din astea. Asta de obicei le folosesc să aduc oameni lângă mine, fete, băie, să se distreze împreună, deci, cu mine. Da. Cum vezi tu viața muzicală din Timișoara? Mai e timp să te duci la concert? Sau ai fost la concerte în Timișoara, dar când n-ai cântat? Nu știu. A fost foarte puțin, recunosc. Nu prea am avut timp. Și că am fost super prins când începe sezonul. Bine, dar nu e sezon tot timpul. Sezonul nu e sezon tot timpul, da. Dar iarna nu prea sunt concert evenimente. Acum e perioadă. Și, na, ce drept, când nu sunt atât de prins cu partea asta muzicală, cu evenimente și cu asta, încerc să profit că, na, să mă ocup de viața mea personală, na, călătorii sau pur și simplu câteodată, chiar dacă cineva mă invită, mă cheamă, hai la club, nu știu ce, prefer să stau acasă să mă odihnesc. Stau deci plecat nu ești foarte... clubber, nu ești în club. Eram. Eram, dar na, acum petrec foarte mult timp pe la evenimente sau chiar și pe la cluburi când mă duc să performez și la club, că atunci când prinzi o fereastră vrei să stai acasă, să te odihnești, că a doua zi sau peste câteva zile iar o iei de la capăt și atunci mai bine trebuie și refacere. Cum, totuși, chiar dacă tot mai ieși la concerte, te-am mai văzut și la concerte. Mai umblu pe acolo. Mai umblu pe acolo. Cum s-a schimbat scena din Timișoara? De când ai venit tu? Că totuși ai 15 ani, nu? Da, da. Deci ești de 15 ani aici. Am văzut că a evoluat foarte mult. Din păcate, într-adevăr, partea asta cu cluburi, cu asta, nu mai este ca și înainte, din diferite motive. Eu tind să cred că de atunci când s-a întâmplat faza cu colectiv, de atunci cumva a început să se pună multe restricții, multe s-au închis și așa mai departe. Apoi a venit pandemie, la fel. Na, astea au fost cumva niște lovituri care au afectat destul sub de centură. Mult. Da, da, da. Și au afectat foarte mult activitatea asta. Dar, din punct de vedere muzical, s-a evoluat foarte mult. Față de acum 15 ani, când erau numai 2-3 trupe, la un nivel nu neapărat cel mai înalt, și cum sunt trupele de acum. Acum tu vorbești de trupe de evenimente sau de trupe în general? În general, în România. În general, și dacă aveți eminentele la astea mai mari, care sunt din București și asta, și acolo o vezi față cum 10 ani, evoluția, bine, asta vine și prin tehnologie și prin tot ce avansează, dar vezi o diferență la un concert acum când vine cineva din București, nu știu, nu vreau să dau nume, dar față de cum era un concert acum 15 ani, e o diferență uriașă. Că ai amintit de București, crezi că dacă tu ai stat în București, ai avea succes mai mare? Cred că da, categoric. În București... Și atunci de ce nu te muți în București? Pentru că nu simt nevoia să mă mut în București. Adică eu sunt mulțumit cu ce am făcut până acum, cu ce am acum și cu ce am aici. Să fiu sincer, am umblat un pic prin București. Acum, scuză-mă că te întreb, tu mi-ai zis că te-ai născut într-un oraș în nord. Da. Și te-ai mutat în capitală, în Lima, da? Poate și acum din Timișoara ai putea să te muți în capitală, da, în București. Și cât am stat în Lima, a fost cumva de nevoie, că n-am mutat cu toată familia acolo, na, pentru, nu știu, dezvoltare personală, zic așa. Cele mai bune facultăți și toate astea erau în Lima, că e o țară foarte centralizată, să zic așa. Totul se întâmplă și se mișcă. Ca în orice țară în linii mari. Uite că, de exemplu, în Germania nu e așa. Nu se mișcă totul în Berlin neapărat. Multe chestii se mișcă în München. La muzică, da. Din punct de vedere muzical și în România, într-adevăr,
este încă foarte centralizată ca și țara. Totul se întâmplă în București. Radio-uri, posturile de TV și totul se mișcă acolo. Și într-adevăr, dacă ești acolo, ai mult mai multe șanse de să succes, să zic așa, exact, să devii mega succes. Cunoscut. Dar, na, nu toți vrem asta, neapărat. Eu prefer să stau în Timișoara, care mă oferă tot ce îmi trebuie mie și duc o viață, consider eu, mult mai liniștită, zic așa, că nu-mi place agitația și stresul atât de mare din capitală. Cam definește succes. Ce înseamnă pentru tine succes? Ca muzician. Pentru Fabrice, Latino, ce înseamnă eu succes? Eu consider că succesul e atunci când cineva sună și zice te-am văzut pe tine și vreau să fii tu la evenimentul meu. Okay. Și nu, în schimb, eu nu consider că aș vrea să vin un percuționist sau aș vrea să vin un chitarist. Nu, aia este pur și simplu o cerere. Nu, vreau să fii tu sau vreau să fie trupa Versus care vine la mine. Nu, când sună cineva și îmi zice vreau trupa Versus, acolo e succes pentru mine. Nu vreau un cover band. Cover band sunt multe. Când cineva sună și te vrea pe tine, deja e succes. Cover band sunt multe. Hai să vorbim de concurență. Sau care concurență vorba? Câte trupe de cover band există în Timișoara? În Timișoara cred că sunt în jur de 15 sau pe acolo. 15? Pe acolo, da. Ideea că mai și apar. Hai și... că bănuiesc că îți știi concurența. În mare da, dar te mir că apar multe proiecte noi, să zic așa. Da. Cum se face diferența între ele? Care e o trupă cover band? De unde știi că o trupă de cover, de cover-uri, nu cover band? De cover. De cover-uri, că deja am dat nume de trupă. O trupă care interpretează alte piese, să spunem da. Așa. Este profesionistă sau nu? Pentru mine profesionalism vine de nu, la... Nu, ca și client, ca și... Adică, nu știu, eu vreau, am anul viitor nuntă. Așa. Și vreau să-mi cânte cineva la nuntă. Nu știu, nu te cunosc nici pe tine, nici pe X, nici pe Y. Cum ar trebui să-mi aleg o trupă? Din punctul meu de vedere și ceea ce zic la clienți atunci când sună, în primul rând să încerce să lucreze cu oameni profi, profesioniști în domeniu. Ce înseamnă profi? Asta te întrebam. Definește profesionalism. În primul rând, firma. Să aibă o firmă în spate. Că deja intram în chestii în care nu poți să ai așteptări chiar și legal vorbind. Dacă... Firmă în sensul legal. Legal vorbind. Okay. Asta e primul pas din punctul meu de vedere. Bun. Dacă o trupă nu are o firmă în spate, pentru mine nu e serioasă. Okay. Nu faci un contract cu persoana fizică. Firmă. Știi? Atunci vorbim deja de chestii legale. Okay. În al doilea rând, cum îți prezintă produsul? Eu ce-ți promit și evident, asta... Nu o să știi de asta până nu ajunge ziua. Da, exact. E prea târziu. Dar ideea e că dacă ai făcut contract cu firma, ai cum să tragi la răspundere dacă nu ți-am oferit ce am promis. Dacă faci contract cu persoana fizică sau cu păi și tu în contractul ăla promiți ca toți cei care sunt la evenimentul privat să se distreze sau ce promiți? Și asta mă întreb. Bine, nu, promit ce ofer eu, da, ce programe o să facem, ce repriză o să avem, ce instalația tehnică o să avem, partea de sunet, lumini, tot ce oferim. Na, promit, contractul meu are vreo 9 pagini și promit seriozitate, punctualitate și avem și pretenții, evident, când e deplasare, ce ne trebuie, toate chestiile astea. Deci toate chestiile astea sunt stipulate acolo în contract. Avem și partea legală, ce se întâmplă, dacă cumva nu ajungem noi, ce se va întâmpla, dacă cumva ei renunță la... asta nu se știe. De zic, cumva pe asta mă bazez. Eu îți promit că vom fi acolo, vom presta... în condițiile astea și că totul va fi chiar și comportamentul prestatorilor este stipulat acolo că trebuie să fie unul pe măsură. Dacă se întâmplă să nu fie așa, gen X, Y dintre ai mei nu au avut comportament pe măsură, să îmbătați sau ce fi, clar pot să fiu tras la răspundere, chiar și legal vorbind. Ok. De aia zic, asta mi se pare să fii profi. Da. Când ai o firmă în spate și poți să asiguri anumite lucruri și el legal poate să zică, bă, vezi că nu... Da, n-ai făcut ceea ce mi-ai promis, așa că trebuie să rezolvăm. Tu ai evoluat și cu în diverse evenimente cu DJ, cu din astea, cu care nu sunt evenimente private, care sunt evenimente de toate, gen deschise, mă rog, nu știu, concerte. E mai ușor
să ai un program din ăsta decât un program la eveniment privat. Logistic vorbind, să zic așa, e cumva mai ușor, pentru că pur și simplu ține de mine și de cum mă deplasez eu singur. Că e mult mai ușor să coordonez totul doar eu singur față de eveniment. Bine, tu la o chestie de asta cu DJ, bănuiesc că nu vii cu duba și cargi tobe aproape, și... Aproape, nu tobe, dar percuțe. Setup-ul meu de percuțe e foarte mare. Adică nu e ceva ce pot să iau în brațe și în două minute gata. Deci nu astea nu. Ce le-ai adus astea aici. Astea doar o parte, nu. Deci astea le-ai adus așa pe... Da, pe, la umăr, dar nu. Mi-a vreo 40 de minute numai să montez. Okay. Fără probă de sunet. De aia zic, nu, e un setup foarte mare și foarte complet. Dar categoric, atâta timp cât sunt numai eu, e mult mai simplu de gestionat. Când am 7 oameni în spate și logistica și totul devine mult mai complicat, să zic așa. Da, trebuie să dar e și mai simplu pentru că practic tu îți faci jobul, meseria, fără să fii condiționat de alții. Exact, adică exact, nu mai depinde de alții. Ești... La mâna luna și mare. Da. Îmi place să zic asta. Să zicem cu... așa. Să zicem așa. Da, din punctul ăsta e un pic mai simplu de gestionat, clar. Da. E, plus, mie ce îmi trebuie să știu cine va fi colegul DJ care o să fie lângă mine, ora și locație și cu soundcheck. În rest. E vreo diferență între Timișoara și alte orașe? Sunt mai multe diferențe. Și din punct de vedere muzical, vorbind, și ca și eveniment în sine, dacă e să dau un exemplu, la Cluj, de exemplu, ce am avut de multe ori ce am fost acolo și singur și cu formație, am văzut că lumea se distrează chiar și de la 2, de la prânz, de la 2-3 după masă. Aici în Timișoara, bănățenii trebuie să se facă seara. Trebuie să se facă seara? Mentalitatea, așa s-au obișnuit oamenii, ne distrăm de-abia când s-a făcut seara, când deja na, am și mâncat am bine, am și băut. Da. Cred că ține foarte mult și e din cauza faptului că ei sunt obișnuiți că evenimentele să se gate de vreme, în Cluj, de exemplu, din câte am înțeles, la 10-11, legal vorbind, atunci trebuie să se gate și atunci cumva au forțat nota și s-au obișnuit așa. Au schimbat mentalitatea. Mm-hmm. Și ca muzica la fel, am văzut că aici un pic mai greu până când, na, intră cumva în ritmul tău, dar dincolo, din prima, când, și nu numai la Cluj, zic în general, în alte orașe, în alte zone, din prima când ai intrat, ei sunt cumva deja foarte receptivi, să zic așa, puși pe party. Am ajuns la finalul emisiunii.